Clipul de față va fi destul de delicat, fiindcă urmează să vorbesc un pic despre Ucraina și care este părerea mea sinceră despre acest subiect. Și dacă mai vrei clipuri de genul, spune-mi părerea ta chiar acum în comentarii. Și cu siguranță că ai fost și tu prins de acest vârtej din mass media în care vezi efectiv știri non-stop despre Ucraina și simți nevoia să faci ceva, să ajuți cu ceva sau să schimbi ceva pentru că nu îți convine această situație și mai rău de atât, ești panicat că dacă vin bombele nucleare, ce face Putin și așa mai departe. Pur și simplu, energia ta mentală în aceste timpuri se duce către această direcție. Și acum vreau să spun o întrebare. Crezi că cele mai importante personalități ale lumii, cei mai buni din toate domeniile, de la basket, fotbal și așa mai departe, până la știință, literatură, se gândesc acum la război? O întrebare destul de interesantă. Eu aș zice că nu. Și am să și justific de ce cred asta și de ce spun asta, pentru că în drumul tău spre excelență trebuie să fii complet izolat față de ce se întâmplă în exteriorul tău. Și chestia asta este o chestie crudă, adică, bă, cum să spui lucrurile astea, știi? E extrem de simplu, pentru că eu mă gândesc, adică am o analogie, mă gândesc că, bă, există atât de multe războaie în lume și acum și de-a lungul timpului au existat, dar chiar în momentul de față și mor oameni de sărăcie chiar și la noi în România, poate chiar și până Africa, nu mai zic, adică milioane de oameni, și totuși nu ne pasă. Însă dacă mass media cumva pompează lucrurile astea că se întâmplă aici un pic aproape de noi, automat devine o problemă pentru toată lumea. Și bineînțeles, trebuie să înțelegi cum este mindset-ul creat la celor din mass media, adică scopul lor este să te țină cât mai mult în fața televizorului. E practic un serial non-stop pentru că ei fac bani din reclame. Scopul lor este să te țină acolo, nu neapărat să spună adevărul și ceea ce este real în lume. Și nu vreau să spun că războiul nu e real sau chestii de genul, adică nici măcar pe departe, însă ce vreau să spun este că chiar dacă te uiți, să zicem, 2-3 ore pe zi la ce se întâmplă cu adevărat, hai să fim serioși, la ce te ajută? Crezi că o să-ți dea energie pozitivă, să lucrezi la visele tale, să te focuseze și mai mult pe ceea ce făceai înainte? Sau pur și simplu o să te defocuseze și o să rămâi oarecum așa adormit, o să te bagi într-o moleșală? Răspunsul e numărul 2, varianta 2, și anume, nu te va ajuta cu nimic, dimpotrivă, îți va da energie negativă și te va băga în moleșală. Pentru că dacă tu urmărești tot timpul știri despre război, despre moarte, despre faliment, despre criză și așa mai departe, ce crezi că o să se întâmple? O să ai chestii pozitive în sinele tău și așa viețile noastre sunt pline de drame. Avem parte doar de lucruri negative în jurul nostru. Dacă mai pompezi și deșeurile băgate de social media și implicit de către știri în creierul tău, nu vei obține nimic la final de zi. Dimpotrivă, te vei simți demotivat și demoralizat. Nu mă înțelege greșit, dacă vrei să ajuți, fă-o. Dacă simți că asta este chemarea ta să te implici oarecum în acest conflict, fă-o. Nu e nimic greșit în chestia asta. Însă ce văd și în jurul meu, pentru că eu așa iau pulsul societății, mă uit la oameni din jurul meu, văd că deși ei știu care este misiunea vieții lor, se deconectează, da? Urmăresc chestii de genul și pur și simplu lucrurile exterioare lor intră în subconștientul lor și deconectează de la misiunea vieții lor. Pentru că zic o chestie, până la urmă, de bine de rău, conflictul ăsta se va termina. Și tu ce ai avut de câștigat? Pur și simplu e ca și cum te-ai uitat la un episod favorit dintr-un serial. Deci, practic, tu consumi acum material pompat de către alții și, practic, nu rămâi cu nimic în loc să lucrezi la visele tale. De asta am și început clipul ăsta. Că de ce crezi că cei mai buni din toate timpurile, în toate domeniile, acum nu bagă de seamă războiul? Ăsta este motivul principal. Și dacă totuși războiul ajunge în area noastră de conștientizare, ce aș face eu este că aș încerca să iau aceste informații oarecum filtrate, bineînțeles, nici măcar nu m-aș uita, dar așa când ajung la mine, aș încerca să le iau și să le reframuiesc într-un mod pozitiv. Adică, bă, poate e cazul să sun pe Mike, dar să-i zici că o iubești, ceva ce n-ai făcut niciodată, pentru că ai văzut și tu în social media ce înseamnă războiul, cum familii sunt distruse, cum oameni mor, și atunci poate că ar trebui să pui preț mai mult pe oamenii de lângă tine. Poate că ar trebui să nu mai fii atât de ocupat și să-ți faci timp 5 minute să-ți petreci cu cei dragi, da? Poate că este momentul să ne creăm adevăratele valori, pentru că totul se poate pierde într-o clipă, da? Până la urmă este analogia morții. Simțim că moartea este aproape dintr-un punct sau altul și atunci ne face să ne gândim la adevăratele noastre valori, ceea ce credem cu adevărat.
poate că e timpul să-ți iei un job care îți place și să renunți la vechiul job pe care îl făceai doar pentru bani. Ce pot spune cu adevărat este că toți oamenii care au fost în conflictul ăla în mod direct în Ucraina și în general în conflicte, ei sunt și oamenii care nu vor mai duce o viață superficială pentru că și-au văzut moartea în fața ochilor. Și când ai această experiență a morții în fața ta, cu siguranță că nu mai pui preț pe lucruri de 2 lei, da? Te concentrezi la ce vrei să faci cu adevărat în viața ta. Devii obsedat de chestia asta și trebuie să ajungi la acele lucruri, mai ales când ai parte și de sărăcie, pentru că în război intervine sărăcia, neputința. Nu mai vrei să ajungi niciodată în condițiile alea. Tocmai de asta vei munci atât de mult și vei ajunge efectiv cel mai bun din domeniul tău de activitate. Eu sunt convins că în urma acestui conflict, indiferent cum se va solda și cum se va încheia el, pentru că sunt convins că în perioada următoare se va încheia, se vor găsi diverse persoane care să înflorească efectiv ca niște trandafiri din deșert, pentru că în vremuri de criză se construiesc adevăratele caractere și adevărații bărbați și oameni în general. Și asta trebuie să ieși și tu. Ia chestiile cele mai bune, nu mai consuma social media pentru că nu te ajută cu nimic, mai bine investește timpul ăla în tine, cărți, cursuri și așa mai departe. Investește tot în tine și în misiunea vieții tale și în business-ul tău, în brand-ul tău. Investește timpul ăla și energia mentală în tine. Pentru că dacă tu consumi pe zi 6 ore, 5 ore, hai și o oră pe zi, dacă consumi jeg, devii jeg. Dacă e un coș cu mere stricate și pui un măr sănătos, ghiși ce se va întâmpla. E bine, la fel e și cu mintea ta. Mintea ta este o grădină, ceea ce cultivi, aia vei avea. Că bagi război și reminiscențe ai războiului și te implici și începi să discuți pe Facebook, pe YouTube și începi să dai search-uri despre chestia asta, unde crezi că vei ajunge? Mintea ta se va focusa și acea câmpie în care trebuie să crească lucruri pozitive, trandafiri sau pomi, va scoate pur și simplu buruieni și te vei duce singur în jos. Deci fii foarte atent la influențe, în general în social media și în știri. De asta eu cumva consum știrile, pentru că mă ajută la proiectul meu investitorii, dar atât. În rest, nu mă interesează și sunt focusat pe ceea ce contează pentru mine. Și numărul 2 este că trebuie să iei aceste valori pe care ți le dă moartea și războiul și iminența neputinței și a sărăciei. Ia aceste valori și aplică-le în viața ta, da? Sapă după cele mai bune virtuți, sapă după cea mai bună motivație și e momentul să-ți pornești focul ăla interior mai mult decât oricând. Sper că te-a ajutat acest clip. Până data viitoare, succes!